Iată că sărbătorile nașterii Domnului din anul 2012 s-au dus și ele. S-a dus Crăciunul. Suntem pe pragul de trecere înspre 2013. Și dacă suntem astăzi în viață, și dacă suntem astăzi aici, Cred că se cuvine să zicem toți la oaltă: slăvit să fie Domnul. Amen. Dragii mei, suntem la capăt de an. Cum vi se pare că a trecut 2012? Haideți că e voie să ziceți. Repede. Sunt unii cărora li se pare că a trecut încet. Când pun astfel de întrebări, mă aștept la orice răspuns și pun astfel de întrebări pentru că știu că orice răspuns e bun. Pentru unii, anul 2012 a trecut foarte repede. Pentru alții, s-ar putea ca percepția lor să fie diferită. Pentru că percepția trecerii timpului este diferită de la om la om, de la situație la situație. Chiar dacă am mai dat exemplul acesta, gândiți-vă cum trece timpul pentru o tânără îndrăgostită care e seara târziu undeva cu iubitul inimii ei și acasă o așteaptă mama îngrijorată. Gândiți-vă cum trece timpul pentru ea și cum trece timpul pentru mama ei. Ea îi va zice mamei, da, mamă, n-am stat numai un pic. Și mama va zice, o veșnicie. Știți ce înseamnă asta? Că percepția trecerii timpului este diferită. Însă, cert este un lucru. Timpul trece. Oamenii de la o vârstă anume au percepția că timpul trece chiar foarte repede. Pentru cei tineri care știu ce e nerăbdarea, pentru cei tineri Timpul trece, poate, mai greu. Dacă vreți, știți dumneavoastră cum e: când urci pe deal în sus, urci încet. Mai greu. Când cobori, cobori cu viteză. Și cei ce au trecut de culme, ei văd. Și dacă se uită înapoi, își vor zice, Doamne, când eram copil, mi se părea că e așa de mult până vine vacanța. Mi se părea că e așa de mult până vine iarăși Crăciunul. Și astăzi, mi se pare că nu s-a terminat bine un Crăciun și a venit altul. Și zic și eu, ca și cântarea veche de de mult. Trece timpul ca și carul tras de boi pe uliți surde. Milioane de ani adună și continuă să curgă. Mereu vechi și totuși tânăr. Dragii mei, în această seară, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi această realitate: timpul trece. Și vai, Odată cu timpul, trecem noi. De-am vrea să-l oprim, de-am vrea să punem piedică timpului, nu vom reuși. Mai ieri, alaltă ieri, îi scriam unui prieten de departe care și-a pus fotografii cu familia pe internet și am scris: Oh, ce mare a crescut Levi. Am zis, trebuie să fii bătrân. A fost un mic comentariu la fotografia lui. Și mi-a scris înapoi și a zis, trist este că din când în când simt că sunt bătrân. Ne place să ne uităm la copii și zicem ce repede a crescut copilul. Și uităm să zicem în același timp ce repede îmbătrânesc părinții timpul se duce. Și față în față cu trecerea timpului, aș vrea să înțelegem împreună cu Moise, autorul psalmului 90, câteva lucruri importante. Noi zicem psalmii lui David, dar vreau să știți, cei mai mulți psalmi sunt făcuți de David. Dar există psalmi făcuți de Asaf, de fiul lui Core, de Mois se iată psalmul de față, și în psalmul acesta, se are un verset la care vrem să facem referire în această seară. Psalmul 90, versetul 12 este cuvântul din care vrem să desprindem învățătură pentru noi în această seară. Ia, uitați-vă ce spune acest cuvânt. E o rugăciune și cred că ne stă bine să o rostim toți la oaltă. Nu credeți? Haideți să rostim la oaltă. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, amin. Dragii mei, față în față cu acest verset, aș vrea în această seară să înțelegem câteva nevoi fundamentale. Ale omului. Ne-am învățat să credem că nevoile fundamentale ale omului sunt legate doar de mâncare, de îmbrăcăminte, de locuință și de mijloacele de subzistență. Ei bine, în această seară vreau să vă spun nevoile fundamentale ale omului. Nevoile fundamentale. Așa cum le vom prezenta în această seară, sunt cu totul altele. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Dragii mei, când ne uităm la acest verset din Scriptură, aș vrea să înțelegem o primă nevoie fundamentală a omului. Nevoia de a înțelege. Ce să înțelegem? Să înțelegem că suntem limitați. De ce spun asta? Mie mi se pare foarte interesant ce spune psalmistul aici. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Mi-aș îngădui în o întrebare. Cine dintre dumneavoastră își cunoaște vârsta în zile? Mâna sus. Nu scoateți calculatoare. Și dacă le scoateți, nu le socotiți chiar așa de repede. Că mai sunt ani bisecți. Cine își cunoaște vârsta în zile? Mâna sus. Eu am avut o curiozitate mai înainte. Am butonat un pic ca să văd. Dar dacă n-aș fi butonat, n-aș fi știut. De ce zice Moise învață-ne să ne numărăm bine zilele și nu zice învață-ne să ne numărăm bine anii? Pentru că, atenție, frați, surori și stimați ascultători, atenție! Existența noastră se măsoară în zile, tocmai ca să putem înțelege mai bine cât de limitați suntem noi. V-ați pus întrebarea? Ce este o zi? Cât e o zi? Cât de repede trece o zi? ce mult înseamnă o zi pentru noi. În mintea mea stăruiește un refren al unei cântări vechi care zice așa, atâtea zile din viață eu am pierdut și n-am lucrat în via lui când s-a putut. Dar azi vă spun că mi-e atât de rău îmi pare că n-am lucrat în via lui cât s-a putut. când se ne cheamă să înțelegem limitarea noastră, tocmai de aceea el pune măsura vieții în zile. Nu în ani, nu în luni, nu în săptămâni, în zile. Cum a trecut ziua de astăzi pentru dumneavoastră? Cum a trecut ziua de ieri? Dar cea de-al altăieri Dragii mei Dacă ne uităm în scriptură Care este cuvântul lui Dumnezeu Vom vedea încă de pe primele ei pagini Că existența omului se măsoară în zile Ajunge Iacov în fața lui Faraon în Egipt Și Faraon îi pune întrebarea așa să ne uităm în Geneza 47, ca să fim mult mai clari în exprimarea noastră. În Geneza, la capitolul 47, spune așa: Faraon a întrebat pe Iacov la versetul 8: Care este numărul zilelor, anilor vieții tale? Și Iacov răspunde: Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. De ce zile? Zic iarăși, ca să înțelegem încă o dată limitarea ființei umane. E o nevoie fundamentală a noastră, nevoia de a înțelege cât de limitați suntem. Ca să înțelegem limitarea, ia uitați-vă dumneavoastră ce spune Scriptura în psalmul acesta care a fost citit aici de către fratele Sandu. Spune așa, versetul 4. Căci înaintea ta, o mie de ani. Wow! O mie de ani înaintea ta, sunt ca ziua de ieri care a trecut. Vă întreb iarăși, cum a trecut ziua de ieri? Repede, nu-i așa? Mai ales că era zi liberă și astea trec repede. Căci înaintea ta, o mie de ani, sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte. Bărbații care o au o anumită vârstă aici au făcut și armată. Și ei știu ce înseamnă strajă. Straja de noapte e de câteva ceasuri numai. Știi că intri în strajă și știi că ieși din strajă. Și apoi vorbește în continuare despre mii de ani, despre o mie de ani din perspectiva lui Dumnezeu, spune, îi mături ca un vis. Așa sunt măturați ani de Dumnezeu. Ca un vis, o mie de ani. Știți ce e un vis? Câteodată ațipim așa scurt. O ațipire scurtă. Ne revenim și zicem, A, am visat și era o poveste lungă, visul nostru. Și ceasul ne spune că n-a fost chiar așa de lungă povestea. Îi mătur ca un vis dimineața, sunt ca iarba, da iarba. Și iară îmi vine în minte un vers. Iertați-mă, sunt iubitor de versuri. Costache Ionid are un vers care zice, eu nu sunt mai mult ca un fir de parâng, ce coasă al taie și furcile îl strâng, țărâna rămâne și uită de el și alt fir se înalță și cade la fel. Asta suntem. Așa este trecerea vieții. Aș vrea să înțelegem noi care credem că ne veșnicim aici. Să înțelegem că în realitate suntem așa de trecători. Merge mai departe omului Dumnezeu, psalmistul, și zice, ca iarba care crește. Ați văzut dumneavoastră vara când este udată iarba, după o ploaie ce repede crește iarba, dar ce repede o taie coasa. Și apoi spune așa, vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Nu avem pianist aici că i-aș cere să ne dea un sunet. Să vedeți ce înseamnă un sunet. Dar vi-l dau eu aici, că parcă se aude. Asta e. Așa se duc anii. Ca un sunet. Dragii mei, cred că în această seară, care este seara penultimei zile a anului 2012, ne cheamă Domnul. să cunoaștem una dintre nevoile fundamentale ale omului și anume nevoia de a înțelege. Sunt multe lucruri pe care Scriptura le spune și haideți să dăm câteva versete pe care sper că uh, frații mă vor ajuta ca să le proiectăm repede pe ecran. Iov capitolul 7 cu versetul 1. Ia uitați-vă ce spune aici. În Iov capitolul 7 versetul 1. Soarta omului pe pământ este ca a unui ostaș. V-ați pus întrebarea, nu mai puțin, fac pauză. V-ați pus întrebarea care este soarta unui ostaș? În timpul războiului, pentru că ostașul este chemat să lupte, știți dumneavoastră că ostașul se scolă dimineața și nu știe dacă nu cumva ziua aceea este ultima? Soarta omului pe pământ este ca unui ostaș și zilele lui sunt ca ale unui muncitor cu ziua, care nu știe dacă mâine mai are de lucru. Versetul 6 din același capitol spune așa, zilele mele zboară mai iuți decât suveica țesătorului. Poate cei mai mulți dintre dumneavoastră n-ați văzut o suveică și războiul de țesut, dar știți cum se duce suveica țesătorului? Asta este. Și interesant, zilele mele, zice Iov, zboară mai uți decât suveica țesătorului. Se duc și nu mai am nicio nădejde. Mă rog lui Dumnezeu să înțelegem în această seară limitarea noastră, cât de trecători suntem. În Iov la capitolul 8 cu versetul 9, ia uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Iov, capitolul 8 cu versetul 9. căci noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. În biserica noastră sunt mulți tineri și s-ar putea întâmpla ca mesajul acesta pentru tineri să pară așa, un mesaj venit din alte sfere. Ascultați-mă bine. Eu personal am fost surprins cu câteva luni în urmă când cineva a făcut afirmația pe aici, a zis așa, aș vrea să stau de vorbă cu fratele la cărunt. Și nu mi-a venit să cred că era referire la mine. Probabil eram cel mai. Nu știu, cu fratele Sandu facem concurs aici. Dar. Dragii mei, aceasta este realitatea, s-ar putea ca pentru cei tineri mesajul acesta să nu fie destul de relevant, dar tocmai de aceea cred că mi l-a dat Dumnezeu. Am oscilat între, a aduce do, între două mesaje în această seară și am zis, Doamne, ce să vorbesc în această seară? Și Duhul Sfânt m-a călăuzit pe această direcție, pentru că aici sunt mulți tineri care cred că se veșnicesc aici pe pământ, care cred că vor dura mult aici. Ei bine, trebuie să înțelegem... Că nu durăm aici. Nu. În Iov, la capitolul 9, cu versetul 25. Ia uitați-vă ce spune Scriptura: În Iov 9, cu 25. Zilele mele aleargă! Aleargă mai sus decât un alergător. Fug! Înțelegeți dumneavoastră, nu e cuvântul lui Nelu Filip, este cuvântul lui Dumnezeu. Zilele aleargă, zilele fug, ce vă sugerează toate acestea? Că trece timpul iute. Și vai, dacă zicem doar trece timpul iute, nu spunem destul. Trecem noi. Iov, capitolul 14, Versetul 1. Ia uitați-vă ce spune aici cuvântul Domnului. Omul născut din femeie are viața scurtă, scurtă, dar plină de necazuri. Versetul 5 din același capitol, Iov 14 cu 5, spune: Dacă zilele lui sunt hotărâte, dacă e numărat lunile, dacă e însemnat hotarul pe care nu-l va putea trece, zilele lui sunt hotărâte. Dragii mei, aș vrea să înțelegem acum la capăt de an 2012, să înțelegem limitarea noastră. Nevoia de a înțelege limitarea noastră. Noi suntem limitați. Aceasta este vestea pe care pot să vă aduc în această seară. Suntem limitați. Însă Mă întorc la primele două versete ale Psalmului 90, care vorbesc despre Dumnezeu. Și ascultați! Psalmul 90, versetul 1 și 2. Doamne, tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, înainte ca să se fi născut munții, înainte ca să se fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, tu ești Dumnezeu. Noi, oamenii! Suntem din neam în neam, din generație în generație. Unii pleacă, alții vin, însă Dumnezeu este din veșnicie, în veșnicie. Și atunci, dragii mei, în această zi, de la capătul anului 2012, vă chem să privim cu seriozitate la limitarea ființei umane. Este o nevoie fundamentală a fiecăruia dintre noi. Eu am fost la vârsta voastră a celor tineri și cei ce sunt de vârsta mea sau poate trecuți de vârsta mea, toți am fost tineri. Și sentimentul celor tineri este că pot să ia lumea în piept și viața în piept și că nimic nu se mai gată. Ei bine, Domnul mă îndeamnă în această seară să vă spun tuturor că o nevoie fundamentală a noastră a tuturor este să înțelegem nevoia de a înțelege limitarea ființei umane. Suntem limitați. Aș vrea însă să mergem mai departe și noi cei limitați să înțelegem că suntem chemați să stăm în fața celui ce este nelimitat, în fața lui Dumnezeu. Dar haideți să vedem o a doua nevoie fundamentală a omului. Prima este nevoia de a înțelege. A doua este nevoia de a învăța. Ce să învățăm? Nevoia de a învăța să ne numărăm bine zilele. Așa spune versetul 12 din Psalmul 90. Învață-ne, se roagă Moise, învață-ne să ne numărăm bine zilele. Omul are multe lucruri de învățat pe pământ. însă ascultați-mă bine. Omul are nevoie să învețe că este trecător pe pământ. că nu poate să dureze aici. Ei bine, asta e o lecție greu de învățat. Nu e o lecție ușoară. De ce credeți că Moise se roagă lui Dumnezeu Ăsta a umblat prin școli Moise la viața lui. A fost în școlile Egiptului. A învățat acolo când era în palatul lui Faraon. A avut acces la cele mai înalte școli ale Egiptului antic. Și totuși vine Moise, se roagă lui Dumnezeu cu smerenie și zice Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele. De ce asta? Pentru că asta e o lecție greu de învățat. Învățăm ușor tabla înmulțirii, învățăm ușor să numărăm, învățăm ușor să citim, învățăm noi multe lucruri ușor. Dar foarte greu învățăm să ne numărăm zilele. Ca dovadă, niciunul nu a știut vârsta în zile. Cu toate că... Zilele acelea care țin de vârsta noastră sunt zile pe care nu le mai avem, care s-au dus. Niciunul nu știm exact câte zile s-au dus, știm câți, sau, câți ani s-au dus, pentru că e greu să învățăm să ne numărăm zilele. Puneți în mod serios întrebarea. Dragul meu, cât a trecut din viața ta? În psalmul 39, versetele 4 și 5, uitați-vă ce spune psalmistul aici, de data aceasta David. Doamne, spune-mi care este sfârșitul vieții mele, care este măsura zilelor mele, ca să știu cât de trecător sunt. Și versetul 5, iată că zilele mele sunt cât un lat de mână cât un lat de mână. Uitați-vă la mâna dumneavoastră, nu la mea. Ce ziceți? Zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este ca o nimica înaintea ta, dar orice om este doar o suflare, oricât de bine s-ar ține. Dragii mei, de ce spun că e o lecție greu de învățat? Pentru că oamenii sunt atât de ocupați cu activități, alții cu jocuri, alții cu distracții. Și așa, parcă ne-e dat nou în limba noastră românească, când auzim cuvântul ăsta distracție, să, să înțelegem ceva despre el. E ceva care ne distrage. Ne distrage de la ceea ce este cu adevărat important. O, oh, dacă am vrea să înțelegem. O, oh, dacă am vrea să înțelegem. Că, în realitate, diavolul este interesat să ne facă să nu învățăm această lecție. Da, diavolul face eforturi serioase. Gândiți-vă când poporul lui Israel era rob în Egipt, și la un moment dat a venit Moise și a zis, aș vrea. Faraon, aș vrea să iau poporul acesta și să plecăm. Lasă pe poporul Domnului să plece. Vin să-ți spun în numele Domnului. S-a uitat Faraon, și el, Faraon, ca reprezentarea celui rău, a vrăjmașului, a făcut printre altele o afirmație de felul acesta. Dați oamenilor acestora mult de lucru. Țineți-i ocupați ca să n-aibă timp de. Să nu se gândească la izbăvire, să nu se gândească la mântuire, dați-le mult de lucru. Ori, dragii mei, diavolul este interesat să ne țină ocupați. Și trăim vremuri în care oamenii sunt așa de ocupați întotdeauna, m-am mirat și chiar dacă am mai spus lucrul acesta, o fac și astăzi, m-am mirat să văd că tehnologia a avansat atât de mult ca să ușureze viața omului, comunicarea, toate celelalte, dar suntem mai ocupați decât oricând. Pentru că toate facilitățile acestea pe care le-a creat tehnologia se pare că nu ne ajută cine ne înrobesc. A doua nevoie fundamentală a omului este nevoia de a învăța. De a învăța să numărăm zilele vieții noastre. Dragii mei, s-ar putea cineva să zică fratele Nelu a predicat un mesaj pesimist. Predic în această seară un mesaj real. Și vreau să știm fiecare dintre noi. Moartea, plecarea de pe pământ, trebuie privită ca pe o realitate a Existenței. Fiecare ne duce, mai ieri eram la o înmormântare și m-am uitat la unul care pleca. Atât. Atât. Același chip. Și aceleași mâini goale. Și uităm, dragii mei, ne afundăm cu activitățile noastre în ceea ce înseamnă pământ. Și vrem de, din pământul acesta să zmulgem totul și pământul să ne dea totul. Și uităm, vai ce trist este că uităm să ne numărăm bine zilele. Însă toate lucrurile pe care le avem aici pe pământ, toate sunt trecătoare. De aceea vă spun, așa se duce omul. Atât. Acum eu nu spun că e rău să ai lucruri pe pământ. Rău este să te aibă lucrurile pe tine. Și aceasta este marea durere a lui Dumnezeu. Că sunt oameni care în loc să-și numere zilele, în loc să se gândească la trecerea vieții, stau robiți de lucruri Stăpâniți de lucrurile lumii acesteia. Și vieții de ei nu învață această numărătoare elementară, numărarea zilelor. Dragii mei, vreau să vă chem acum în penultima zi a anului 2012. Haideți să învățăm un lucru. Să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Ce ziceți de asta? Să te scoldi dimineața, să te uiți pe fereastră și să zici, Doamne, oare nu este ziua aceasta, ziua în care trebuie să plec? Și să străiești ziua ca și cum ți-ar fi dat să pleci în ziua aceea. Să te duci seara la culcare, să-ți pleci genunchiul înaintea lui Dumnezeu și să zici, Doamne, oare nu este noaptea aceasta noaptea în care mă vei chema? Așa ar vrea Dumnezeu să trăim, ca oameni înțelepți. Gândindu-ne la faptul că suntem trecători. Psalmul 49, versetele 11 și 12. Ia uitați-vă ce spune Cuvântul lui Dumnezeu aici. Ei, vorbește despre o categorie de oameni, ei își închipuie că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Și versetul 12, dar omul pus în cinste nu dăinuie, ci este ca dobitoacele care se taie. Nu v-a fost dat, poate, unii care ați stat la țară să vedeți ce înseamnă să iei o vacă pe care o ai acasă, să o legi în același fel în care e legat-o în fiecare zi, și să fie ziua în care trebuie să o duci la abator. E legat în același fel și de multe ori ea știe să se ducă după stăpân, în același fel. Acestea sunt dobitoacele care se taie. Absolut inconștiente de ceea ce urmează ziua în care taie românii porcul și se duc la cotețul porcului, în fiecare dimineață se duc să-i pună mâncare. Și vine o zi în care se duc stăpânii cu alte gânduri. Și bietul de el, porcul, se duce în același fel, mânat de instincte, de pornirile lui și crede că și se umple cu mâncare ceea ce are înainte. Și când colo, ca dobitoacele care se taie. Absolut inconștienți trăiesc atâția oameni pe pământ. Dragii mei, haideți să înțelegem astăzi un lucru. Nevoia noastră fundamentală este nevoia de a învăța să ne numărăm zilele. De ce? Știți dumneavoastră un adevăr? Știți dumneavoastră că zilele vorbesc? N-ați știut. Zilele vorbesc și nopțile vorbesc. Pune-te, rog, psalmul 19 cu versetul 2. Uitați-vă ce spune aici. O zi istorisește alteia acest lucru. O noapte dă de știre alteia despre el. Este o realitate pe care nu o băgăm în seamă. Dar știți ce se întâmplă? Zilele acestea care trec peste noi și zicem, am mai pierdut o zi, s-a mai dus o zi, m-am plicti astăzi, astăzi așa și așa. Zilele acestea toate spun ceva despre noi. Se duce ziua în eternitate, spunând astăzi, în 30 decembrie anului 2012, pe acolo pe unde am trecut, l-am văzut pe cutare și l-am văzut pe cutare. El aș pierdea vremea, el se ocupa de lucruri neesențiale, el la a uitat cu totul că e trecător. Dragii mei, trebuie să vă spun, nu suntem aici pentru totdeauna. Mai zic o dată și fac liniște ca să ne gândim la asta. Nu suntem aici pentru totdeauna. A venit odată o femeie din Tecoa la David. 2 Samuel, capitolul 14, cu versetul 14. Și uitați-vă ce adevăr spune femeia aceasta în 2 Samuel 14, cu 14. Trebuie negreșit să murim și vom fi ca niște ape vărsate pe pământ care nu se mai adună. Frații și surori, nu mi-am propus în această seară să întristez pe cineva. Nu mi-am propus în această seară altceva decât m-am rugat Domnului și am zis, Doamne, ajută-ne să privim viața cu seriozitate. Între nevoile noastre fundamentale, aș vrea să înțelegem, este nevoia de a înțelege, să înțelegem limitările noastre, este nevoia de a învăța, să învățăm să ne numărăm bine zilele. Dar o altă nevoie fundamentală a noastră este nevoia de înțelepciune. Psalmul 90 cu versetul 12 spune așa, învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Nevoia de a înțelege, nevoia de a învăța, nevoia de înțelepciune. Toate cu N și cu I. Țineți-le minte nevoia de a înțelege, nevoia de a învăța, nevoia de înțelepciune. Dragii mei, de ce spun nevoia de înțelepciune? Pentru că e o lipsă de înțelepciune să nu înțelegem de ce suntem aici. Dacă ne uităm la Solomon, el scrie Eclesiastul, aproape în întregime, cu mici excepții, da? capitolul 30 dar aș vrea să, iertați-mă capitolul 12 și capitolul 1 stau față în față iertați-mă mă, mă gândeam la cartea proverbelor eclesiastul în capitolul 1 cu versetul al doilea deja și apoi eclesiastul capitolul 12 cu versetul 8 puse față în față haideți să ne uităm ce spun aceste versete, că spun același lucru. Eclesiastul 1 cu 2 zice, o deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, o deșertăciune a deșertăciunilor, totul este deșertăciune. Și după ce scrie cartea Eclesiastul în ultimul capitol, versetul 8 din capitolul 12, spune același lucru Solomon. O deșertăciune a deșertăciunilor, zice Eclesiastul, totul este deșertăciune. Lipsa de înțelepciune în trăirea noastră aici pe pământ face ca totul să fie deșertăciune. Să nu mă înțelegeți greșit. Tot ce adunăm pe pământ, tot ce agonisim, tot ce facem pe pământ, dacă nu luăm în calcul nevoia de înțelepciune, asocierea înțelepciunii cu tot ce agonisim noi, totul rămâne de șertăciune. Și știți care e înțelepciunea? Stați de vorbă cu un agent de asigurări. Cu care vreți dumneavoastră? Ăștia care fac asigurări, de obicei sunt foarte insistenți. A venit odată unul la mine, nu știu cine l-a trimis la mine. Că n-aveam nevoie de asigurare de viață, dar a vrut să-mi fac asigurare de viață. Și a venit și m-a lămurit și am spus, domnule, nu sunt interesat, nu vreau să fac. Și a zis, domnul Filip, uitați-vă în buletin. Când a zis asta, am zis, uite, domnule. Ia, uite la el. Uitați-vă în buletin! Dragii mei, Înțelept este omul care se gândește la viitor. Înțelept este omul care nu trăiește numai pentru aici și pentru acum. Înțelept este omul care se gândește la viitor și de aceea, spune Moise, în această rugăciune: Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Pentru că. Atunci când oamenii au înțelepciune, n-aș vrea, noi de multe ori asociem înțelepciunea cu educația și credem că cine are educație multă e neapărat înțelept. Nu! Îmi pare rău, nu vreau să dezamăgesc pe cei cu educație multă. Eu apreciez educația și fie ca toți tinerii credincioși să poată să aibă o bună educație. Dar înțelepciunea nu vine cu educația. Oh, cum mi-a fost dat mie să văd oameni educați și lipsiți cu totul de înțelepciune lipsiți cu totul de înțelepciune. Am mai spus când am auzit de unul că avea 60 de ani și la un moment dat și-a lăsat soția ca să se căsătorească cu una de vârsta lui fică sa. Și am zis atunci, Doamne, o somitate. Asta era, om în fața căruia toți ridicau pălăria. Și când am auzit ce a făcut, am zis, Doamne, câtă lipsă de înțelepciune. Înțelepciunea nu e tot una cu educația și, sau cunoștința. De aceea aș vrea să înțelegem, dragii mei, că înțelept este omul care nu trăiește numai pentru aici și pentru acum. Înțelept este omul care trăiește pentru viitor. Pregătirea pentru viața viitoare e notă de înțelepciune. Acum, tot psalmul 90 zice, anii vieții noastre se ridică la 70, 80, dumneavoastră câți aveți? Aveți mai mult? 91 să vă binecuvânte Domnul. Uitați-vă, pentru cei mai tari, 91, poate și mai mult, să dea Domnul. Dar vreau să vă spun altceva. Un lucru pe care dumneavoastră îl știți. Știți că nu toți ajung la 70? Nu. Am fost în viața mea la multe înormântări. Am fost la înmormântări ale oamenilor care s-au dus la 50, ale oamenilor care s-au dus la 40, alții se duc la 30, am fost la înmormântarea unui tânăr de 24 de ani, am fost la înmormântarea unui copil de numai câteva luni. Știți ce înseamnă aceasta? Că ne putem duce în orice moment. N-ai contract cu Dumnezeu să trăiești 70 de ani. Sau dacă l-ai, spune -mi. N-ai contract cu Dumnezeu să trăiești 70 de ani sau 80 de ani sau 91 de ani. N-avem niciunul contract cu Dumnezeu. Ne putem duce de pe pământul acesta mai repede decât ne putem imagina. De aceea este important ca oamenii să se asigure pentru viața viitoare. Asta este înțelepciune, să te asiguri pentru viața viitoare. A trăi pentru prezent fără a te gândi la viitor, este o nebunie, iertați-mă, iertați-mă. Nu vreau să ofensez pe nimeni, dar trebuie să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. A trăi pentru prezent fără să te gândești la viitor, la veșnicie, e o nebunie. Scumpii mei, adevărata înțelepciune o de Dumnezeu. Și tocmai de aceea aș vrea să înțelegem adevărul care ne sunt de folos. Viața asta noastră. Nu e mai mult decât dacă vreți o sală de așteptare. Atât. Ați stat în sală de așteptare, nu-i așa? Și câteodată v-ați săturat de stat în sală de așteptare. Și ați cârtit stând în sală de așteptare. Cam așa e viața. Ca o sală de așteptare în care stăm o vreme și din când în când iese cineva și ne cheamă. Ne cheamă ca să ne trimită acolo, în locul pentru care am trăit aici, pe Pământ. În locul pe care ni l-am pregătit. A fi înțelept înseamnă a te încrede în Hristos pentru veșnicie. A fi înțelept înseamnă a trăi cu Hristos viața de fiecare zi. Și astăzi, dragii mei, vreau să vă spun: e așa de important ce facem fiecare dintre noi cu viața. Și aș zice: e important nu ce facem cu anii vieții noastre. Nu ce facem cu lunile, nu ce facem cu săptămânile, nu ce facem cu zilele, ce aș îndrăzni să zic e important ce facem cu fiecare moment din viața noastră. Deuteronom, capitolul 32 cu versetul 29. Iată ce spune cuvântul Domnului aici în Deuteronom 32 cu 29. Dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. Să mai citesc o dată. Dacă ar fi fost înțelepți că vorbim despre nevoia de înțelepciune, dacă ar fi fost înțelepți, ar înțelege și s-ar gândi la ce li se va întâmpla. Omul înțelept se gândește la ceea ce va fi. Și dragii mei, astăzi față în față cu încheierea anului 2012, Aș vrea să vă chem să înțelegem aceste trei nevoi fundamentale ale fiecărui om. Nevoia de a înțelege, nevoia de a învăța, nevoia de înțelepciune. Fiți atenți. N-am vorbit astăzi nici de nevoia de a mânca, nici de nevoia de a ne îmbrăca. Astăzi, la capătul anului 2012, repet. Aceste nevoi fundamentale ale fiecărui om. Eu mă bucur că avem astfel de ocazii de a trece dintr-un an în altul, ocazii în care suntem chemați să reflectăm la ceea ce suntem, la existența noastră, la viața noastră. Nevoia de a înțelege că suntem trecători, de a înțelege că suntem limitați, nevoia de a învăța să ne numărăm bine zilele. Nevoia de înțelepciune ca să trăim nu numai pentru aici și acum, ci să trăim pentru veșnicie. Și, dragii mei, aș vrea să înțelegem, Psalmul 90 cu versetul 12 este o rugăciune. O rugăciune care trebuie făcută mereu. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Toți trebuie să ne rugăm așa și nu numai la sfârșitul anului 2012, ci să facem din rugăciunea aceasta o rugăciune permanentă în viața noastră. Pentru că altfel vom uita și ne vom îngloda în noroiul pământului acestuia, crezând că aici este totul. Ei bine, Stau în fața dumneavoastră să vă spun că urmează veșnicia. Da, urmează veșnicia. Ia asta să vină. Gândiți-vă fiecare dintre dumneavoastră, repet, n-aș fi vrut să las suflete întristate astăzi aici, dar am datoria înaintea lui Dumnezeu să las suflete care cugetă la lucrurile importante ale existenței. Vreau să vă spun, putem să ne ducem în orice clipă, Putem noi garanta că în seara aceasta nu va fi un cutremur catastrofal în zona aceasta, care să ne înghită pe toți și să ne ducem în veșnicie? Putem noi garanta că vom ajunge la casele noastre în seara aceasta? Putem noi garanta că vom apuca să fim mâine seara aici? Nu putem garanta nimic, pentru că viața noastră a fiecăruia este ca un abur. Se duce ca și cum n-ar fi fost. De aceea vă, vă chem în această seară. Să înțelegem nevoile noastre fundamentale, așa cum sunt puse de Moise aici în Psalmul 90 cu versetul 12 și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să înțelegem că avem datoria să trăim viața aceasta așa cum este, să o trăim cu Dumnezeu. Ferice de oamenii care au înțelepciunea de a trăi cu Dumnezeu. Amin. Să ne ridicăm cu toții și să stăm înaintea lui Dumnezeu în cântare și apoi în rugăciune. E important fiecare zi să o trăim frumos înaintea Domnului. E important să învățăm că fiecare moment este prețios, pentru că trec zilele peste noi și vor lăsa o mărturie despre trăirea noastră. Cum am trăit, cum am umblat, fie ca noi toți să înțelegem că avem nevoie de înțelegere, să înțelegem că avem nevoie să învățăm. Să înțelegem că avem nevoie de înțelepciune. Amin.